Că ce, bă, cine ești tu să-mi zici că fiecare circulă cu ce vrea? Nu, frate, nu circulă fiecare cu ce vrea. Că nu ai tu niciun drept să pui în circulație o mașină care scoate vălătuși de fum și curg toate zemurile din ea, curge ulei pe discurile de frână, nu țin frânele și tu omori oamenii pe trecere, doar că așa ți se scoală ție că circul tu cu ce vrei. Nu există așa ceva. De asemenea, în străinătate nu cred că sunt permise, sau cel puțin incidența acestor servisuri care fac mașini sudate din bucăți este foarte mică. Nu e ok să se lase în circulație mașini făcute din bucăți, care a fost recent caz pe autostrada spre mare. O Skoda parcă a intrat pe contrasens și s-a rupt în două fizic și era ruptă la dungă. Deci aia era mașină făcută din bucăți. Hello, people! Așa pornește o mașină de 310 cai. Dar astăzi nu vorbim neapărat despre cai, cât despre chestiuni de conduită socială, că mi-am dat seama că îmi place să discut acest subiect, cu asumarea faptului că o să fie o ploaie de măciuci și insulte din partea multora, mai ales când secvențe din filmarea asta o să ajungă pe TikTok, pe contul nostru Mașini Corecte, acolo unde multe pastile sunt scoase din aceste filmări, dar ele sunt într-un context mai larg spuse și oamenii care sunt pe TikTok, dar habar n-au de existența atelierului sau nu văd filmările întregi, nu-și dau seama exact tot tabloul complet de destăinuiri. Și tind să vadă doar partea aia care e oarecum eronată, văzută doar pe contextul ăla, și încep și înjură. Am avut așa câteva exerciții de design. Mi-a plăcut de mic copil să înjur în stil Vadim, adică la modul sunt jumătate de oră fără să repet sintagmele. Și știu să înjur dacă vreau, adică nu-i nicio problemă din partea asta de creativitate, dar mi-am dat seama că nu asta e abordarea, pentru că oricum oamenii ăia, mulți dintre ei, sunt niște cercopiteci spălați pe creș, n-ai cum să ieși la liman cu ei, adică oricum te vor insulta. Haios este însă că uneori ăia sunt de acord cu tine și vorbesc foarte frumos, dar exact aceiași oameni îți iau familia pe toate părțile în alte postări. Mi se pare super comică chestia asta, pentru că o anume bipolaritate. Îmi place să observ chestiile astea și să le studiez. Și mai devreme am filmat această mașină și în încheierea ei am făcut o pledoarie din asta despre funcționarea societății noastre, cel puțin în raport cu aspectele generale din viața noastră, cu care ar trebui să fim mai intransigenți. Și nu înseamnă că toată lumea are drepturi 100%, avem voie să facem orice, este libertate, capitalism. Da, cum e libertatea unuia, se termină când începe libertatea altuia, știi, cam așa se suprapun chestiile astea, adică la un moment dat s-ar putea să deranjeze anumiți oameni și eu am făcut chestia asta, mi-asum, adică nu mă declar vreun sfânt, vreun mesia sau știu eu ce propovăduitor, om care, nu știu, doar pentru că mă recunoaște lumea pe stradă și că sunt numit influencer, nu mă simt neapărat unul, nu înseamnă că sunt vreun exemplu de urmat, voi catalogați chestia asta, eu spun ce simt eu și purtăm o conversație, chiar dacă nu se întâmplă verbal-verbal, ci este verbal-textual, pentru că voi răspundeți sub formă scrisă. Și bă, m-am săturat de mașini prost întreținute, frate. Deci eu înțeleg că n-ai bani sau că nici eu n-am bani, nu sunt vreun bogat. Mașina luată este cu credit, mai am încă 2-3 ani la ea, am și un credit personal, fac credit făcut de părinții mei. Și eu am luat credit pe altă parte pentru alte lucruri, dar sunt niște rate, adică nu am avut bani jos, nu sunt vreun avut. Uite, de exemplu, motocicleta mea acum cred că valorează 2000 de euro și îmi puneam problema după tot ce am testat motociclete că mi-aș lua și eu ceva mai avansat, mai puternic, mai confortabil, dar mi-am dat seama că ar fi un efort mult prea mare și că în esență scopul motocicletei e să mă ducă de la A la B pentru filmări, pentru că nu vreau să merg cu mașina. Pe cât posibil evit să merg cu mașina, mă enervează ideea de a merge în trafic aglomerat degeaba, când aș putea să folosesc troleibuz, metrou și chiar mă deplasez și cu transportul în comun ori de câte ori se poate și motocicleta are consum de 5%, mă duce de la A la B, am renovat-o tehnic, funcționează impecabil, estetic mai e de nuanțat ceva pe lea pentru că mânerele s-au topit de la UV, de la soare și se simte neplăcut la aspect cel puțin. Da, nu scoate fum, nu curge nimic din ea, e servisată perfect și mi-am dat seama că ar fi irațional să o schimb, pentru că mă descurc cu ceea ce am, fără ai din ce ai, cum se spune.
Da, recunosc de moft, mi-ar plăcea o Honda Africa Twin, doar că e 12.000 de euro și nu am acești bani, sau ca să-i obțin ar fi un efort majoritar. Nu știu alți youtuber cum sunt, ce bani au, din ce surse, dar nu, eu nu-mi permit să îmi cumpăr multe din mașinile pe care conduc și nu mi-e rușine să recunosc asta și nici nu sunt trist din motivul ăsta, pentru că n-aș avea de ce. Sunt sănătos, am oameni frumoși în jurul meu, îmi place să călătoresc, să vorbesc cu voi, îmi place ceea ce fac și sunt la un nivel la care consider că sunt împlinit personal și profesional. Dar observ în timpul filmărilor, în trafic, în jurul meu, în magazine, și am zis-o foarte comic, ca să vezi adevărata stare a nației românești, este suficient să stai o oră într-o benzinărie de circulație largă, să te duci la un hipermarket și să constați cum arată lumea în jur și te vei... Eu nu mă deprim când văd portul ăsta național de haine incerte, tot felul de straie neîngrijite. Eu înțeleg, ok, e confortul fiecare, bă, dar nu ești chiar în kilos din casă, știi? Adică ce vezi la veranda mult, de exemplu, efectiv sunt niște maimuțe cu un pic de haine pe ei. Și e o comparație destul de nefericită, pentru că în esență săracele animale n-au nicio vină, așa sunt ele. Ele nu greșesc cu nimic, funcționează din instinct, așa că mi se pare o greșeală să spui un om că e un animal. Insulți animalul în situația respectivă și văd unele persoane, bă, n-au nicio urmă de respect, adică intră în parcare cu geamurile complet deschise, cu muzica pe volum 100, aruncă gunoaie, flegmează. Am văzut inclusiv în parcări de mall, cu intrarea la closet lângă, micționau pe stâlp. Micțiune înseamnă a te pișa pe românește, dar îmi place să zic umoristic chestiile astea. Aș vorbi mult mai colorat pe podcasturi, exact ca domnul Iuda, care are un canal foarte frumos, care din nou ne arată realitatea românească din trafic. Este un șofer pe autoutilitară, care este extrem de ager în remarcile pe care le face și ți arată filmat din trafic toate zonele din țară. Și acolo omul vorbește fără filtru, nici nu-i dă nimeni strike. La noi, dacă aș vorbi ca el, cum îmi place să vorbesc în mod normal, probabil ne-am luat niște hate. Așa că prefer să mențin un ton mai elevat, dar îmi place să fac aceste asocieri. Deci vezi niște oameni care, sub pretextul ăsta al libertății, că cine ești tu, că fac ce vreau, că eu sunt șmecher, încalcă flagrant drepturile altora. Deci dacă o asemenea persoană ar fi în străinătate, nu cred că pot să vă descriu cât de tare l-ar frăgezi poliția în bătaie. Deci dacă tu în Germania te comporți așa, îți cad câțiva dinți din gură până să termin de făcut înjurătura în fața polițistului. Deci personal am văzut niște scene din astea în Austria și Germania, cu ce înseamnă duritatea poliției. Ăștia zic la noi că e poliția dură, bă băieți, să fim serioși, adică acolo legea este literă. Deci dacă tu ai făcut ultraj, te rupe cu bătaia și după aia se vorbește la secție. Adică el are tot dreptul efectiv să te schingiuiască în bătaie, dacă tu nu ai respectat legea. Și aici se întâmplă persoanelor care chiar au comis abateri grave, nu unul ca mine sau ca voi, om normal, care pur și simplu, nu știu, se întâmplă să traverseze pe loc nepermis sau să vorbească mai tare la telefon pe stradă. În cazul ăla, polițistul vede situația și poate ți-atrage atenția frumos. Dar când faci abateri grave, când, nu știu, îl bați pe unul pe stradă, aiurea, fără nicio justificare, ți-o iei foarte grav de la poliție. Deci acolo legea funcționează, regulile sunt clar întipărite și există un respect și o teamă. Că până la urmă și popoarele la străine au fost civilizate tot cu reguli. Neamțul nu scuipă pe stradă pentru că e educat la origine, ci pentru că amenzile sunt extrem de mari. Sortează gunoiul nu pentru că e neapărat conștient de curățenia mediului, ci pentru că probabil nesortarea gunoiului e, dacă nu mă înșel, vreo 70 de euro. Dacă se găsesc deșeuri nepotrivite în containere nepotrivite, ceva de genul. Și multe alte chestiuni, dar da, prin impunerea acestor reguli apare un conștient și oamenii își dau seama că așa trebuie făcut pentru că așa e bine. Nu pentru că facem așa să nu ne luăm amenzi, dar cred că ați văzut și voi în
situații de turiști englezi, de exemplu, prin diverse zone din Europa, că sunt relativ sălbatici și cumva oamenii ăștia, când scapă de anumite reguli, tind să se manifeste destul de grobian și violent. Și adică nu zic că, mamă, românii sunt ultima speță și străinii sunt perfect boboc. Nu. Că și aia la originea lor sunt la fel de sălbatici, nemții și englezii rup. Adică au și ei bețivii lor și sunt convins că ați văzut chestia asta și de multe ori tind să cred că uneori cocalarilor sunt mult mai violenți și cu niște întâmplări mult mai memorabile decât ceea ce poți vedea pe la noi. Dar este o realitate că în România lumea este grobiană și mă refer la nivelul general, nu zic că toți oamenii, eu sunt miez și voi nu, nu e vorba despre asta. Dar e un procentaj foarte mare de oameni care pur și simplu sunt lăsați în pace. Pe când dacă noi am avea o conștiență civică și un spirit civic, de fapt, mamă, cum am întors ăla să-i trăiască familia, evident, un cetățean ca aia despre care vorbeam, sunt oameni care pur și simplu flegmează pe stradă, se pișă pe stradă, fac și alte nevoi pe stradă, vorbesc tare, pun manele, pun muzică, beau la colțuri, vorbesc foarte tare noaptea sub balcoanele blocului și nimeni nu le spune nimic. Dar acei oameni care nu zic nimic se inflamează foarte tare când vin eu și spun că, nu știu, n-ar trebui diesel în oraș sau că de ce nu vă faceți geometria mai des la rost. Că cine gâtu-mătie ești tu să-mi zici mie ce să fac? Dar n-ar comenta când spațiul lor personal este invadat. De exemplu, la mine, la bloc unde șed eu și locuiesc, nu știu cum, printr-un context de împrejurări, un individ care nu pare sărac, am văzut o cunoștință, și un individ care nu pare sărac, este bine îmbrăcat, e curat, cumva stă imoral și ilegal în locul unde stă. Adică a ajuns să stea într-o uscătorie de bloc unde nu are baie, implicit își face nevoile pe scara blocului și problema mare este că bea și face foarte urât când bea. Și bea la modul 40 de beri pe zi, cerșește și țigări și bere, deși are pe cineva în familie care îi plătește acea chirie și îl întreține și este un contract cumva cu capul făcut că nu poate fi dat afară de acolo. Dar omul ăla, sub acest pretext de el e locatar în bloc și are dreptul să facă orice, a distrus buna funcționare a acelei scări de bloc. Ce pana mea faceți, bă, băiat? Deci ăștia opresc efectiv pe prima bandă, pune el avaria că are de vorbit cu nu știu cine. Deci eu în situația aia, vorba unui amic, știu un amic care a făcut chestia asta și a luat patrol cu bară de aia de 100 de chile și rupea în cur taximetriștii care opreau pe loc nepermis, fără pasager înăuntru. Aoleu, nu te-am văzut. Și era perfect, n-avea nicio culpă în situația aia, pentru că taximetristul oprise unde nu trebuie și el oricum n-ar fi putut să frâneze. Și uite cum a civilizat el toți taximetriștii dintr-un anume cartier cu Nissan Patrol Y61. Da, aici la fel. Este verde, în față e un G-Class care vrea să facă stânga, dar el n-a pus semnal. Are și mâna pe geam, tocmai a dat o flegmă, scutură și țigara. Degeaba are G-Class, că probabil n-a muncit banii ăia, știi? Adică, dacă în străinătate se întâmplă chestia asta, când polițistul te vede că scrumezi afară, scuipi și pui stânga fără semnal, faci stânga, cred că pleacă miuța de euro din buzunar rapid. Fie sub formă cash sau cu virament pe cont în funcție de tipul amenzii. Adică sunt lăsați să facă chestiile astea și dacă noi la nivel de individ am taxat, adică dacă omul ăla aude din jurul lui, chiar îmi pare rău că nu i-am spus acum, dar n-am vrut să stau să urbim, nu dădeam seama ce face fiind în spate, dar dacă 1000 de inși pe zi zic, băi nene, nu mai scruma, nu mai scuipa, nu mai face aia, chiar dacă el nu e în sine educat, o să se gândească data viitoare când va face gestul ăsta de a face, bă, ăsta e un pic, că poate mă înjură vreunul. Hai să nu fac. Fac mai încolo, când nu mă vede lumea. Măcar e un progres și nu o facem văzut oamenilor. Și se reduce incidența acestor grobianisme. Revenind la bețivul de serviciu, omul ăla, când bea, efectiv se pișă peste tot și în scară și în afara blocului, roiește în jurul unor case de pariuri unde atrage și alți bețivi și, bă, toată noaptea, pur și simplu oamenii ăia stau și urlă, adică el se pune în mijlocul drumului pe banda de circulație și zice că el e cel mai șmecher dintre toți șmecherii și că îi bate și îi rupe pe toți, urlând la 3 dimineața. Chemăm poliția și poliția, da, că n-avem ce să-i facem, că e un avertisment, că e persoană defavorizată.
Bă, în străinătate nu s-ar întâmpla chestiile astea, adică la asemenea abateri, ăla este dat afară de acolo. Poate să ajungă și la pușcărie pentru deranjul ordinii publice. Și ăla e lăsat acolo, pur și simplu, nimeni nu-i spune. Eu și cu încă unul sau doi vecini cred că l-am luat la măciuci. Și unul chiar cred că l-a și bătut, pentru că omul efectiv îi mângea clanța cu rahat și se căca pe preșul lui la propriu. Și l-a luat și l-a împuns bine în lift, ca să nu vadă nimeni, l-a învățat cineva cum trebuie și a zis, băi, dacă te mai prind la etajul ăla, te rup cu bătaia. Deci eu nu mă interesează cine ești tu, ce drepturi ai, dar eu nu mai vreau căcat pe clanță, punct. Adică mi-a invadat spațiul personal, dacă poliția nu rezolvă, rezolv eu. Și uite cum omul ăla nu mai merge la etajul respectiv. Din fericire, eu nu prea am tangențe cu el în scară. Și culmea este că atunci când e treaz, omul este foarte ok, amabil, bună ziua, ce mai faceți, dar eu tot spun și când e treaz și când e treaz, bă, băiatule, e păcat, fă și tu, nu știu, du-te undeva, lucrează cu ziua, oricum, măcar ai o activitate, bea, nu zice nimeni să nu bei, dar fă mai cu cap, așa nu te mai distrugi, da, bă, uite că ai dreptate, că mă doare capul, că mi-e rău, păi zi, normal că dacă bei 40 de beri pe zi și nu mănânci nimic, normal că ți-e rău. Adică omul cumva conștientizează starea în care și de-aia mi-e și milă de el, dar îmi vine să-i și crăp capul când îl văd. Și o antagonie din asta care nu, mă rog, nu are o soluție anume. Dar vorbind cu el și cu urâtul și cu frumosul și cum s-o putea, dacă îi spui, începe și conștientizează. De exemplu, a început să dea bună ziua, înainte nu saluta. Bă, e un progres. Adică eu când îl văd, chit că-i beat când zice salutare, bună ziua, din start mi se moaie atitudinea față de el. E o chestie naturală, știi? Și cumva e un progres în partea asta. Și exact asta se întâmplă și în trafic. Oameni care flegmează, care conduc irresponsabil, care nu cedează trecerea, merg cu muzică tare, fac slalom între mașini. Ați văzut și voi cum e. Alții, la fel, pe Transfăgărășan, care ar trebui să se numească Transursean. Bă, sunt mulți imbecili care opresc și pun mâna pe urși, efectiv. Adică, fratele, animal sălbatic, nu poți să-l atingi. Lasă-l în natura lui și tocmai că tu îi faci rău. Pentru că, de exemplu, dacă ursul ăla dă de niște braconieri, prin absurd, el nu va mai fugi de ei, pentru că vede că e om și se gândește că îi dă de mâncare și ăla îi dă un glonț în cap și îl face trofeu. Nu e vorba că e bine sau rău chestia asta cu vânătoarea sau ce-o fi, dar sunt animale sălbatice și ar trebui lăsate să fie sălbatice. Și tocmai pentru că lumea se oprește și le dă de mâncare, o să tot vină în continuare acolo. Și pe mine m-a deranjat faptul că am fost cu motocicleta și mergeam pe virajele alea de poftă, nu tare neapărat, dar te bucuri de curbele alea, mergi tu cu 50-60 și la un moment dat te trezești cu un dop de mașini, pui dita mai frâna și pe lângă că practic aproape face accident, când încerci să-i depășești, că imbecilii nu pleacă de acolo, stau 3 ore să-și facă poze cu un urs pe care poți să-l vadă mult mai aproape de la zoo și într-un cadru mai safe, îl și cheamă la mașină și eu sunt oprit în trafic cu motocicleta ursului la 4 metri și vine spre mașină să-i dea ăla de mâncare. Și când claxone, ce, bă, că mi-ai speriat ursul, că vreau să fac și o poză. Păi dă-te în gura, mătii, mă atacă la pe mine că vrei tu să faci poză și plus că îi atacă și pe ei, nu-și dau seama la ce riscuri se expun făcând așa ceva. Din nou, corecturi, ar trebui să li se spună. Eu și cu Chirițescu, Florin, cu care mai filmez, am mers pe motociclete, ne-am urlat la ei, direct zic, frate, nu e ok, nu mai dați de mâncare la urși, te stâmpiți la cap, voi nu știți că ăsta poate să vă atace, ce e, bă, că na, câțiva au înțeles, dar majoritatea nu. Însă bucuria pe care am resimțit-o acolo a fost că am văzut un stoc foarte consistent de mașini de jandarmerie montană care patrulau cu girofarurile pornite toată zona aia de curbe de Transfăgărășan și foarte vehement certau oamenii în momentul în care vedeau scenele alea, adică până la urmă s-au eliberat, adică e bine că autoritățile au această atitudine și totuși la Poliția Română văd o îmbunătățire, foarte mulți agenți tineri care nu mai sunt șpăgarii de pe vremuri, sunt niște oameni fit, care arată bine, e clar că i-au făcut academia pe bune, au condiție fizică, sunt motivați, salariile sunt probabil acceptabile pentru nevoile lor și sunt aparent incoruptibili, adică nu mai sunt probleme de altă dată. Și mie, unul sincer, mi-ar fi rușine să încerc să dau șpagă unui asemenea polițist. Mai bine plătesc amendă, așa e, că dă bine, dă rău, când am făcut greșeli în trafic au fost chestiuni minore, nu depășiri cu 100 peste limita de viteză și chestii din astea, care ar fi atras după sine suspendarea permisului. Dar realmente mi-ar fi rușine. Și asta e un pas în ținea mea, înseamnă că poliția a avansat în calitate. Ok, nu-i perfect, mai am mult de lucru, dar
agenții noi, eu zic că sunt de tot respectul. Și iarăși am fost surprins să văd uniforme frumoase. Le-au schimbat culorile jandarmii. De asemenea, am văzut că au încălțăminte tactică. Nu mai folosesc pantofi de nuntă cu găurele și pantaloni de stofă cu dungă, ci au îmbrăcăminte specială pentru stat pe stradă și pentru alergat și na, toate activitățile care țin de ordinea publică și de aplicarea legii. Și hai în pana mea să sancționăm abaterile astea. Nu zice nimeni să lipă la bătaie ca scuipa pe stradă, dar bă, atrage atenția, știi? Dacă vezi ceva care cu adevărat e flagrant, eu am mai făcut de exemplu din astea cu motocicleta în trafic, aruncaser oamenii pe stradă sticle și niște dalea de popcorn și zic, vezi că ți-a căzut ceva din mașină și aruncam înapoi. Și reflexul a fost să se dea jos, m-am dat și jos, s-au dat și alții și a intrat omul la loc. Adică nu evitam să trec mai departe dacă atenta la siguranța mea. Și nu e ok să se întâmple asta. Adică, bă, nu zice nimeni cu gunoaiele alea, dar nici să le arunci în natură, dar nu pe stradă, frate, așa la semafor. Nu e corect, adică nu e ok. Vi se pare normal? Păi aia de ce nu-i sancționați, nu urlați la ei și vă luați de mine, că zic de diesel, știi? Adică chestii din astea care efectiv sunt nesemnificative. Și ideea asta de oameni care nu-și întrețin mașinile, adică eu înțeleg că e sărac și n-ai bani, dar bă, dacă n-ai o chiftea în burtă, adică tu n-ai, de exemplu, nu știu, trăiești cu 5 lei pe zi, tu nu-ți permiți mașină, n-ai cum să ai, oricum o dai, tu nu ai bani de RCA, n-ai bani de revizii, n-ai bani de taxe, de drum, de roviniete, tu nu circul legal cu mașina aia, n-ai bani să o întreții, adică și nici n-ai bani să cumperi ceva ok. Iei mașini care sunt probabil 2000 de lei de pe Facebook, de pe anunțuri din alea de comunități. Și alea sunt niște petarde, deja le tremură roțile, le cad casetele de direcție și tu mai și le încarci cu ce marfă cartul pe acolo. Și alea o să fie, sunt niște bombe pe roți. Adică eu înțeleg că e dreptul fiecăruia să se deplaseze, bă, da, să fie totuși în siguranță, pentru că dacă tu mergi cu o mașină care are bieletele de direcție împușcate și îți face partea de roți așa și intri pe contrasens și îl omori pe unul, sau n-ai anvelope și nu țin frânele, nu e ok. Deci în străinătate asemenea abateri se sancționează cu pușcăria, cred. Să ai anvelope într-o stare atât de uzată. Și constat foarte multe explozii de anvelope în trafic și am pățit mai ales pe motocicletă, mergând liniștit, pau, să bubuie odaia și să mă trezesc pe mine cu sârme din alea. Adică dacă ești foarte aproape de anvelopa aia, te rănește sigur. Și sincer, mi se pare că nu e ce trebuie partea asta. Adică n-ar trebui să permitem asemenea comportamente, pentru că dacă oamenii știu că sunt sancționabili și că sunt niște costuri drastice sau pedepse concrete, s-ar gândi de două ori înainte să iasă în trafic cu asemenea mașină. Că au mai fost niște pastile din astea postate pe TikTok și pe Facebook, că ce bă, cine ești tu să-mi zici că fiecare circulă cu ce vrea? Nu, frate, nu circulă fiecare cu ce vrea, că nu ai tu niciun drept să pui în circulație o mașină care scoate vălătuși de fum și curg toate zemurile din ea, curge ulei pe discurile de frână, nu țin frânele și tu omori oamenii pe trecere, doar că așa ți se scoală ție că circul tu cu ce vrei. Nu există așa ceva. De asemenea, în străinătate nu cred că sunt permise sau cel puțin incidența acestor servisuri care fac mașini sudate din bucăți este foarte mică. Nu e ok să se lase în circulație mașini făcute din bucăți, care a fost recent caz pe autostrada spre mare. O Skoda parcă a intrat pe contrasens și s-a rupt în două fizic și era ruptă la dungă. Deci aia era mașină făcută din bucăți. Nu este ok. Și de-aia lumea se bucură cumva că cumpără la preț mai mic asemenea mașini. Am făcut și o greșeală asta odată să cumpăr o asemenea mașină și nu a fost ce trebuie pe termen. Adică n-am pățit nimic cu ea, dar mi-am dat seama că totuși reparația aia, felul cum fusese făcută, nu a fost ce trebuie. Și mașina e de mult plecată, nu mai e funcțională, așa că nu e o treabă de pericol, să zic așa. Dar mi se pare frapant cum lumea acceptă niște situații inacceptabile. Asta este problema. Și chestia asta, contestarea, nu revin iară la CO2 și NOx. Chiar mi-a scris un urmăritor care mă urmărește cu drag, ne-am și văzut recent, faptul că el a făcut facultatea de chimie și a lucrat cu aceste substanțe și spunea, oxidul de azot este unul din acele gaze care necesită în laborator o manevrare specială cu măști, cu halate, cu mânuși, alături de acid clorhidric, acid sulfuric, chiar și oxigen sau hidrogen. Și inclusiv, din câte știu, ăsta, nu sodiu,
Este o substanță care e foarte reactivă, dar i-am uitat, potasiu. Este extrem de afectat din momentul în care îl scoți din recipientul în care se ține. Este foarte reactiv și asta înseamnă că are niște reacții exoterme, intră în contact cu foarte multe elemente și poate cauza probleme. Și oxidul de azot este un gaz care, dacă e inhalat, provoacă grave probleme respiratorii și te apucă tuse de nu te vezi. Este exact acel gaz care este emis de motoarele diesel în toate formatele sale, inclusiv cu sisteme AdBlue și cu toate cele. Mulți poate n-au încercat. Încercați să vedeți cât de repede vi se face rău, vă ia mețeala într-o mașină diesel, în garaj, de fapt, pornind o mașină diesel. Nu reziști mai mult de un minut. În schimb, la o benzină, poți să reziști, nu știu, între 3 și 5 minute la un volum identic de garaj, comparând, pentru că e un gaz extrem de nociv. Dar nu mai intru în detaliile astea încă o dată, numai că nu e ok să zici că tu ții diesel Euro 0, că e mai fiabil și că mergi oricum în oraș, că ce contează. Nu e ok, sunt niște motoare care ar trebui alese pentru anumite tipicuri. De-aia nemții vând aceste mașini. Se cumpără în continuare diesel pentru că e un combustibil bun pentru drumurile lungi, dar nu pentru oraș. Lumea nu-și mai cumpără genul ăla de mașini, nici mai cred că poți să matriculezi în majoritatea statelor. Nu știu care abera și spunea că vezi, doamne, mașinile astea diesel din Germania sunt pe taxi. Nu e adevărat, sunt hibride acolo făcute. Nu există așa ceva. Da, eram curios de intervenție, da. Uite, îmi place chestia asta, o mașină care nu abuzează de sirene. Iarăși, poliția, da, cred că a oprit un E-Class. N-ai nevoie tot timpul de sirene, să faci haos în trafic, să deranjezi oameni. Pune girofarele, merge alternativ cu sirenele. Chiar îmi spunea un șofer de salvare, a cărui mașină am filmat-o, că el preferă să nu folosească sirenele acustice, pentru că sperie oamenii și preferă să dea drumul la cele la girofare, pentru că sunt mai mult vizibile și vine lansat din spate și îl vede lumea și face loc. Așa, dacă se năpustește în claxoanele alea, face o... produce o sperietură în acei oameni. Da, e mult de vorbit pe tema asta și eu aproape am ajuns la destinație, dar sumarul acestui video este să nu mai tolerăm chestiuni care sunt intolerabile. Nu e ok. Și asta ține de toate aspectele din viața noastră. Ce frumos, era o doamnă cu care avea un SLK și părea așa pe la vreo 60 de ani și se potrivea mașina. Dar hai să, nu știu, fim mai oameni unii față de ceilalți, să nu ne mai enervăm atât, dar să fim intransigenți, că nu zice nimeni că trebuie să te înjuri cu ăla, să-ți iei familia și sfinții și să faci ca toate alea. Dar, bă, zi omule, știi că dacă îi zici cu frumosul, că asta observ și la poliție de multe ori când oprește, sau când, nu știu, ești într-o situație conflictuală cu o instituție, nu știu, un, la ghișeu, la taxe și impozite. Bă, dacă tu te duci cu măciuca în gură la ăla, normal că la el intră în defensivă și vorbește și el urât și nu să-ți rezolvi situația. Dar dacă zici, băi nene, uitați, știți, mă gândeam că principial am dreptate și uitați argumentele și așa, oamenii vor comunica mai ușor și se rezolvă problemele pe calea amiabilă. Că și așa, la un exemplu, dacă ai la bloc unul din ăsta cu o mașină care stă 20 de minute pe loc așteptându-și copii, în timp ce el are DPF off și filtre, și nu să te duci să îi spargi parbrizul cu toporul, că evident ar fi o ilegalitate. Dar dacă îi spui, bă nene, uite cum e treaba, și tu ai copii mici, copil mic, și noi avem copii mici, încearcă și tu să nu mai stai cu motorul la pornică, te afumi și pe tine și pe copiii aia, și pur și simplu nu este ok. Că poluezi și simți și tu că te ustură nările, nu e nici etic față de locatarii din bloc să faci așa ceva. Pornește-o două mai încolo și hai să fim prieteni. Și cred că în stilul ăsta amiabil s-ar rezolva foarte multe situații. La asta îndemn eu. Nu sunt un anarhist, nu propun să ne luăm la bătaie și să ne luăm sfinții și familiile și să ne înjurăm, pentru că nu cred că asta este soluția. Cred că soluția în primă fază este să conștientizăm că avem o problemă de conduită ca popor, care există, nu mai contează cum a apărut, de ce a apărut. Hai să încercăm de la om la om să rezolvăm chestiunile astea. Și nu zice nimeni acum să nu mai mergi cu mașina diesel în oraș pe care o ai deja, pentru că oricum e clar că nu-ți permiți altceva să iei. Dar important, el este Dan de la Panda. Noi trebuie să tac. Și important este să le întreții. Uite, la acest atelier poți să vii să-ți repari tu mașina ta. Să curge o garnitură, vii și o schimbi, îți întreții mașina pe care o ai. Ok, ai diesel în continuare, mergi cu el, dar să-i meargă toate filtrele și chestiile alea de
epurare, gaze și EGR-urile, că săracul motor a fost gândit bine. Ține-l în starea în care l-au gândit acei ingineri și o să mai meargă mult și bine și nu o să superi pe nimeni. Și după aia, când vin banii și poți să faci niște alegeri optime fără să te îndatorezi prea mult, gândește-te să iei niște mașini și să faci alegeri în viața ta bine gândite. Pentru că ai posibilitatea să faci asta, ai finanțele și ai, sperăm, și cultura generală pentru acest lucru. Chiar sunt curios de ce părere aveți despre opinările astea ale mele din ultima jumătate de oră sau da, cam așa. Și chiar abia aștept să văd în zona de comentarii. Da, mă aștept și la mult hate, mă distrează, am zis, dar consider că am transmis un mesaj și despre asta e vorba, apropierea de comunitate. Așa că să-i dăm drumul la războiul din tastatură. La revedere!